când mă refer, mă refer la tot ce ne înconjoară în societate, trupul, și aici, fără să mai facem comentarii, știm prea bine că toate ademenirile drăcești și destrăbălate ale străzii, de zi cu zi, fie de partea femească, fie de partea bărbătească, nu sunt decât un îndemn la dezmăți și la desfrânare, adică lupta cu trupul împotriva patimilor, a plăcerilor, și lupta cu diavolul, adică cu Sarsailă, care nu s-a pensionat și nu a ieșit în șomaj, ci de 5.000 de ani și de 7.000 de ani de când a ieșit Adam din Rai și până în clipa de astăzi, caută să ne muncească și să ne chinuiască și să ne despartă de ce? De viața veșnică. Viața veșnică o au și păcătoșii. Dar cei ce au făcut fapte rele vor învia ca să fie osândiți în muncă veșnică. Iar cei ce au făcut fapte bune vor afla odihnă veșnică, spune Evanghelia. Și atunci sigur că Mântuitorul s-a trezit, atacat cu această întrebare, de un tânăr neștiutor din mai multe puncte de vedere. În primul rând, tinerețea are mult hazard. Ce înseamnă hazard? Voință de bine necontrolată. Și s-a adresat și la un mod foarte politicos. N-a făcut-o ca învățătorul de lege care a venit ispitindu-l. Ce a făcut-o la modul cel mai ferm și serios? Bunule învățător! Dar când s-a referit și i-a spus bunule, nu s-a referit la sensul că Mântuitorul i-a făcut o favoare, ci a văzut multe bunătăți făcute de Dumnezeu pe pământ, v-am spus, prin echilibrarea naturii căzute, atunci când vindeca orbi, șchiopi, surzi, zolozi, mulți, leproși și toate celelalte boli ale pământului pe care le întâlnea în activitatea mesianică, în suferința oamenilor în fiecare zi. Și apoi, bunule învățător, în termenul că ceea ce ieșea din gura Mântuitorului se compara foarte bine cu practica vieții lui și a celor care îi împlineau aceste porunci și erau întru totul adevărate. Și atunci i-a spus, ce să fac să am viață veșnică? Deci arăta că era viu și trăitor în poruncile lui Dumnezeu, dar voia ceva mai mult. Mântuitorul îl abordează într-un mod în care întâi pune în față principiul smereniei. Să nu mă numești bun, pentru că bun este numai Dumnezeu. Dar aici nu l-a jignit pe tânăr la sensul că i-a arătat că ar fi Hristos rău. Ci i-a arătat că măsura fundamentală, deci răspunsul a și fost dat fără ca să mai fie povestită întreaga parte a Evangheliei. Nimeni nu este bun decât numai unul Dumnezeu. Când a spus acest lucru, Mântuitorul Iisus Hristos a dat un răspuns la modul indirect pe care poate să-l primească oricine atunci când vine la spovedit și spune: Părinte, dacă vreți să credeți, nici nu știu după cine să mă mai iau și de cine să ascult. Și atunci tu îi spui la modul convins și direct: ascultă de Dumnezeu și de poruncile Lui, că El n-are cum să te smintească. Același lucru i-a adresat și Mântuitorul, știind că tânărul era încercat de credința fariseilor și saducheilor, care la rândul lor, va spune Mântuitorul, strecurau țânțarul și înghițeau cămila sau făceau ale legii cele văzute și cele dinăuntru ale legii și sufletești erau călcate. Dar apoi se adresează tânărului și îi dumică răspunsul în bucățele, făcându-l să înțeleagă ce trebuie să înțeleagă. Dar dacă vrei să ai viață veșnică, să intri în viață, păzește poruncile. Învățătura tuturor scrierilor bisericești care spune: din porunci mă veți cunoaște. Și tânărul a făcut-o exact pe naivul neștiutor. Care porunci? Despre ce porunci e vorba? Și Mântuitorul i-a spus, prima poruncă este să nu ucizi. Atâta timp cât Mântuitorul s-a adresat unui tânăr moral cu cuvântul nu ucide, se vede lucru că Mântuitorul Iisus Hristos a vrut să-l protejeze de trei lucruri deodată. De mândrie, care ucide propriul suflet, și de părerea de sine. Apoi să nu ucizi. Ce să nu ucizi? Pe cei din jurul tău, lovind cu o întrebare prea grea, și aici mai mult se referea la apostoli care nu erau atât de pregătiți să întâmpine viața veșnică și să înțeleagă toate tainele lui Dumnezeu, ca drept dovadă răspunsul de la finalul Evangheliei,
Dar în același timp să nu ucizi cu ce? Să nu ucizi cu bâta, adică crima, să nu ucizi cu mintea, judecând, să nu ucizi cu limba, clevetind, să nu ucizi cu ochii, privind și analizând și aruncând păreri pripite, și apoi să nu ucizi în gândul tău și în sufletul tău, crezând că ești cineva, după cum este și acea istorioară care de multe ori v-am spus-o și o repet din nou. Stătea pusnicul în pustie și întreba, cine-i mai înalt cugetător decât mine și mai unit cu Dumnezeu? Și atunci îi se arată îngerul și îi spune, cimpoierul din Alexandria te-a întrecut de mult. Și mergând la cimpoier acasă, l-a întrebat, tu ce faci, cu ce-ți petreci viața? Cânt la nunț și fac păcate. Bine, dar totuși în taină, cum te pocăiești? Știu că sunt un mare păcătos și supăr pe Dumnezeu în toată vremea. Și altceva ce mai faci? Din ceea ce câștig împart în trei. O parte dau săracilor, o parte dau bisericii și o parte folosesc în familie. Și altceva ce mai faci? De când ni s-au născut copiii noștri, soția doarme într-o casă, iar eu în cealaltă casă, adică în camere referindu-se, și ne rugăm noaptea pentru familia noastră și pentru copiii noștri și nu mai petrecem în păcat, gândind că supărăm pe Dumnezeu, gândind că supărăm pe Dumnezeu. Deci ce frumos, gândind că supărăm pe Dumnezeu, gândind cine-i ca mine. Deci iată norma de cădere în virtute sau cădere angelică în sus, sau pe muchie de cuțit, când fapta se despică de cuțitul mândriei, și iată norma de cădere în jos, în smerenie, dar în ridicare, când el spune, știu că sunt păcătos. Deci ce frumos este să știi că ești păcătos și că nu ești perfect. Deci iată de ce s-a adresat Mântuitorul Iisus Hristos și i-a spus să nu ucizi. Să nu săvârșești adulter. Adică desfrânare, pe cuvânt românesc. Ce înseamnă să nu săvârșești adulter în Evanghelia de față? Nu fi pervers. Ăsta este cuvântul la care se referă Mântuitorul Iisus Hristos. Dacă într-adevăr inima ta este sinceră și curată și într-adevăr Duhul tău este dumnezeiesc, tu nu strivi cu mintea și nu strivi cu gândul tău, ne întoarcem tot la prima ca să vezi cât de frumos este legată de ea. Tu nu stași analiza în mintea ta ce? Ceea ce nu înțelegi și tâlcui după capul tău și după voia ta. Iar a nu desfrâna în Evanghelie înseamnă a nu înstrâmba legea, a nu o răstălmăci pe ea, a nu o învăța greșit, a nu o știrbi și a nu o adăuga. Cine va tăia o lege, cum spune în Evanghelie exact, cine va schimba o iotă sau o cirtă din lege sau o virgulă sau un cuvânt, vrednic este de ghienă. Dar nu același lucru apare și în aspectul dinamic al tradiției creștine. Asta numai în aspectul dogmatic, adică teologic. Nu poți să schimbi în dogme și în învățături ceea ce s-a descoperit mai presus de fire de la Dumnezeu și de la îngeri. Și ceea ce s-a revelat de la om. Și un bătrân avea 3 ucenici în pustie. Ca să vedeți ce înseamnă desfrânarea. Unul a ales să grijească de bolnavi. Unul a ales să se liniștească în pustie și unul a ales, deci unul a ales să trăiască în viața de obște, adică să facă o osteneală în jurul mănăstirii. Și ce s-a întâmplat? Unul a ales să fie împăciuitor de oameni. În clipa când a venit cel din pustie, l-a întrebat bătrânul, cu ce ai sporit? Zice, părinte, uite ce este. Cât am stat în pustie, m-am deprins cu liniștire. Și bătrânul i-a spus un cuvânt extraordinar. Atâta timp cât te-ai dus în pustie mai înainte de vreme și ai făcut-o pe pusnicul, dracii s-au ascuns în chip viclean și nu vor tăgădui să apară atunci când le va fi momentul.
Dar patimile tale nu s-au vindecat, ci patimile tale s-au ascuns, s-au mascat, s-au dedublat ca să nu se observe că ele sunt acolo. Și s-au umflat în sine, băiatul. Cel din viața de, deci cel din viața de lume care era împăciuitor de oameni a venit și a spus: nici eu n-am spoit cu nimic, părinte, zice. Mereu mă simt tulburat. Mereu mă simt ostenit și obosit, pentru că prin ceea ce fac nu pot să-i mulțumesc pe cei de lângă mine. Niciodată n-am reușit să-i aduc la aceeași convingere. Și atunci bătrânul deschide cartea Filocalei 4 și îi citește din Ava Doroteni: cine iubește pe Dumnezeu nu încaieră mintea dumnezeiască cu mintea drăcească acestei lumi. Pentru că iubind pe oameni trebuie să te ferești de ei, nu să te amesteci cu ei. Pentru că amestecându-te n-ai să poți să-i înțelegi și să-i suporți pe toți și să-i tolerezi așa cum sunt. Dar fugind de ei, iubești fiindcă te rogi pentru dânsi. Și s-a liniștit. Iar celui de-al treilea ce slujea bolnavilor, bătrânul a întrebat: tu cu ce ai sporit? N-am sporit cu nimic, dar sunt mulțumit că am putut fi de folos aproapelui meu. Și într-adevăr, Isaac Siru și Ioan Scăraru spun: folosul aproapelui este roada ta. Adevărata curvie duhovnicească constă în următorul lucru, pe care îl spune și Antonie Plămădeală în Cartea Tradiție și Libertate, Mitropolitul Ardealului. Spune așa: atunci când omul se înșeală în părerea de sine și crede că a sporit, dar de fapt el este un mare zero, așa este cuvântul exact spus în predică, atunci el cade de fapt în ce? Cade în înșelare. E un termen mai nou, nu s-a auzit de el până a apărut această carte. Cade în amăgirea satanei. De ce? În fața lui se vede sfânt, în părerea lui se vede perfect și sfânt, în părerea lui se vede absolut și infailibil, iar în părere cu alții este permanent în contradicție. Și de ce este în contradicție? Pentru că în momentul când găsește un răspuns care nu bate cu răspunsul lui, se tulbură. Și de ce se tulbură? Se tulbură pentru faptul că nu poate să admită că răspunsul a doi sau trei marturi este numele lui Dumnezeu și răspunsul lui personal poate să fie greșit. Și atunci mântuirea stă într-un mult sfat și cei ce nu se sfătuiesc cad ca frunzele. Deci asta este desfrânarea duhovnicească. Tălmăcirea învățăturilor bisericești după mintea și voia fiecăruia. Și iehoviștii sunt în curvie duhovnicească, și penticostalii, și romano-catolicii, și protestanții, și reformații, și stiliștii, și iehoviștii, și baptiștii. De ce? Pentru că aceeași Scriptură este curva tuturor. Este într-un singur loc numită Fecioară și este numită Evanghelie, în Biserica creștină. De ce? Pentru că Hristos s-a coborât din euul său, adică din Tatăl mai înainte de veci, a intrat într-o smerenie sub chip de om din pântece de Fecioară și a transformat cuvântul diavolesc de la ușa raiului: ce mic! Și a spus Dumnezeu că mâncând veți fi ca El. Într-adevăr a transformat acest cuvânt în cuvântul Evangheliei: în ce mare! Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, eu sunt întru el și el întru mine. Și cine va mânca, viu va fi. Iată esența, vreau să am viața veșnică. Deci vezi ce înseamnă, vezi ce înseamnă desfrânarea despre care vorbea Mântuitorul. Tinere, nu le tâlcui după capul tău. N-ai fi făcut tu desfrânare cu femei. Dar îți spun ție că Vasile cel Mare zice: femeie n-am cunoscut și fecior nu sunt. Îți spun ție că zice Scriptura, clar și categoric. Am văzut, spune mai departe în Scriptură, că păcatele mici nu sunt de neglijat, fiindcă cine poftește femeie, în inima sa prea curvia săvârșit. Deci ori poftesc și mă îndulcesc, ori curvesc, e tot păcat. Deci vedeți esența cât de subțire duce
Și aici mă duc în pustie imediat, îi dăm un anunț imediat telegrafic lui Ava Pafnutie și ne dă următoarea epigramă duhovnicească. Și să vezi ce spune, se întâlnește cu trei mari aștri ai pustiei și discută problema curățeniei minții. Și întreabă, zice, cu darul lui Dumnezeu, cum vă mai nevoiți voi? Păi bine, cu rugăciunile Sfinției tale. Și începe primul să spună, eu dacă văd pe oameni greșind, nu-i mai judec. Bun, și așa. Eu, zice, dacă văd pe oameni greșind, întorc capul. A spus al doilea Ava al pustiei. Dar Ava, care îi chemase la dialog, le-a spus, fraților, vă arăt eu o cale și mai înaltă. Dacă cu adevărat sunteți duhovnicești, nu trebuie să vedeți păcatele lor. Eu nici nu-i văd când greșesc. Deci ai văzut? Nu e treaba ta de ce greșește fiecare. Fiecare greșește în dreptul și în pătrățica lui și tot în dreptul și în pătrățica lui se pocăiește. Tu ai văzut curvia, dar n-ai văzut lacrima de pocăință nașternut? Tu ai văzut lăcomia, n-ai văzut partea de milostenie? Tu ai văzut avuția, n-ai văzut mâna largă de din ascuns, ce face dreapta să nu știe stânga? Deci sunt tainea lui Dumnezeu neștiute și necunoscute. Deci nu tu trebuie să judeci și să cântărești balanța lui Dumnezeu. Deci în momentul când tu iei deciziile asupra aproapelui tău, spune că odată Chiril al Alexandrie era supărat pe doi sectari care l-au blasfemiat în episcopie. Deci trecând pe drum cu șareta spre episcopie să se ducă la slujbă, l-au ponegrit. Și s-a enervat de tot și a început să-i blasteme de tot atât. La care noaptea în vis vede tronul de judecată al Dumnezeu și focul muncii veșnice și pe cei doi ținându-se de poale Mântuitorului, sectari fiind. Și întreba Dumnezeu, ce să fac cu ei? Ce să fac cu sufletul lor? Și Chiril s-a spăimântat și a spus, cum, eu să judec aceasta? Păi de vreme ce i-ai sortit morții celei veșnice și nu le-ai dat vremea de pocăință? Și atunci a spus, Doamne, am greșit, iartă-mă. Și în clipa aceea, Dumnezeu i-a slobozit în calea lor să se pocăiască, nu pentru că nu vor fi judecați, dar vor fi judecați pentru timpul acordat de îndreptare și toate șansele pe care Dumnezeu le-a lăsat omului să se îndrepte. Și aduceți-vă aminte de o altă esență mai fină, deci o altă epigramă duhovnicească a Patericului, în care două mari persoane ale societății de atunci fac două pasuri. O prostituată își căuta o discipolă să o crească de mică din casa de copii pentru viitorul ei și a casei ei cu care se ocupa ea, iar o altă femeie duhovnicească, neavând și ea copii, și ea căuta un copilaș să-l ia să-l înfieze. Și acum Sfântul Andrei cel Nebun, sau care trecuse pe acolo, a văzut această taină și a zis în sinea lui cârtin. Cu ce oare sunt vinovate aceste două copile curățele și finuțe și elegante și mititele și strălucitoare la suflet, fiindcă sunt nevinovate, ca una să meargă în mâna celei, una să meargă în mâna celei cuvincioase, iar cealaltă să pice în mâna desfrânatei. Și se aude curatul glas îngeresc care îi spune, nu e treaba ta să le judeci, iată ce a rânduit Dumnezeu. Cea care s-a dus la măicuță, la femeia cuvincioasă înfiată, se provenea dintr-o mamă desfrânată, simțurile pornite spre păcat, crescută din sânge păcătos, dar trăind lângă o mamă adoptivă care avea bună cuvință și morav, ea își îndrepta viața fără ca să-și dea seama că stă de fapt lângă un povățuitor și un stâlp corect, depășind starea de păcat la vârsta critică a tinereții, trăind într-un mediu de așa natură care să oferească de păcat. Iată judecata lui Dumnezeu față de prunca adusă în mâna celei cuvincioase. Iar pentru cealaltă necuvincioasă, rânduise tot o fată de la casa de copii, născută de o mamă săracă, dar evlavioasă, care se ruga lui Dumnezeu atunci când a lăsat-o în casa de copii, s-o dea pe o mână bună și bogată să aibă cine o crește. Dar întâmplarea face că copila crescând și văzând moravurile bolnave ale mamei adoptive, nu s-a împăcat cu ele,
și făcându-i permanent morală, a dus-o la starea de adevăr. De ce? Fiindcă era din sânge și din viță sănătoasă, nepredispusă păcatului. Și iată cum Dumnezeu, în mod indirect, este singurul care nu desfrânează în sfat, care nu desfrânează în minte, nu desfrânează în gândire atunci când le judecă toate pe pământ, așa cum spune în capitolul Facerii, și a văzut că erau toate făcute bune și bune foarte, nu cum le vedem noi cu ochii pământeni. Din legea Evangheliei, o lege personală. Mergi în rând cu toți oamenii ca să ajungi bine și departe. Să nu furi! Deci iată, ce puteai să furi? Ce puteai să furi la un tânăr moral care nici nu se gândea vreodată ca să fure din lucrurile pământești? Cuvântul să nu furi în Sfânta Scriptură înseamnă undeva departe ceva mai mult decât atât. În porunca a treia spune așa: să nu iei numele Domnului Dumnezeu în deșert. Adică, atunci când făgăduiești un lucru lui Dumnezeu, și aici mă opresc cu predilecție, fiindcă este punct potrivit, mă opresc cu predilecție și spun: oare ce caută sau ce voiesc acei monași și monahii care prin tunderea în monahism, prin tunderea în cinul monahal, ca femeie sau ca bărbat, se trezesc părăsind mănăstirea, se trezesc căsătorindu-se în lume, curvind, fumând, bând sau făcând sminteală lumii în care trăiesc, prin necuviința lor și prin faptele lor murdare. Deci iată de ce a zis Mântuitorul să nu furi. Odată ce ai încheiat un contract duhovnicesc cu El și te-ai dăruit lui Hristos, tu nu poți să te întorci înapoi și să-ți iei amanetul dăruit lui Hristos prin propria voință și cuvânt și să te întorci la viața păcătoasă. Deci nu se admite ca ceva dăruit lui Hristos, cum spune Duhul Sfânt la Psalmi, într-o sinteză de cuvinte: faceți făgăduințe și le împliniți Domnului. Deci aici ne legăm acum de ce? De autoritatea morală, de autoritatea morală a celui care vrea să discearne cuvântul furt. Deci furtul poate fi penal, adică când furi din casa omului, a prietenului, a fratelui, a mamei și a surorii. Furtul poate fi intelectual, când se cheamă aceea când furi o carte și o traduci tu sau te apuci și scrii ce a scris altul și te dai tu drept autor, deci ăsta e un furt intelectual. Furt spiritual. Atunci tu când stai și înveți ceva și spui că tu știi și ești mare și ești tare, ca și cum n-ar scrie în Filocalii sau în Vețile Sfinților sau în vețile de fiecare zi ale celor care au trăit în patristica contemporană și cea trecută, și numai departe furtul duhovnicesc sau sufletesc, când tu ești lepră sau jigodie, ca să folosim un termen accesiv în lumii moderne, și ce faci? Te duci, te spovedești la un preot, spui păcatele și te dezlegi, și te duci la altul și te împărtășești. Te duci la preotul ăsta și te dezlegi, greșești, și te duci la altul și te spovedești și apoi te întorci tot la ala vechi. Dar apari curat, adică lucrii la fațeta ta duhovnicească, dar falsă, duplicitară, și înseamnă furt. Ce înseamnă furt? Să fii botezat și să treci la sectari. Ce înseamnă furt? Să fii cununat și să vrei să dai divorț. Ce ai furat? Taina cununiei și Dumnezeu te pedepsește pentru toată viața. Ce înseamnă furt? Să-ți lași